Vreau să fac o surpriză pentru tati și pentru mami. Așa ceva nu ați văzut? Este incredibil! Dar eu știu ceva. Așa facem atât de fiecare dată. Asta băieții au făcut. E ziua surprizelor! Ce, tati, nici porțile nu se deschid de la vântul ăsta puternic. Nu rezboară de parcă sunt avioane. Nu ne-am așteptat la așa ceva. La noi a fost o furtună foarte, foarte mare. A dărâmat foarte multe obiecte, a rupt gard, a rupt căsuța lui Ice. Dar și mai grav, ce s-a întâmplat la teren de joacă? Bine că n-a zburat peste gard. Cine știe ce daune mai făceam. Și iată așa, dimineața ne pregătim de școală. Dar ce de grădiniță? Mami, dar tu din ce cauzi ești încă în pijamă? Afară plouă, toată noaptea a plouat. Dormit. Mă duc repede să mă schimb. În sfârșit, Ionuț a făcut bine. Avem certificatul că este sănătos și mergem la grădiniță. Cine e cel mai dornic să vadă colegii? Ionuț! Da? Mergem la grădiniță. Da, bravo! Trebuie să ne luăm umbrelele. Da! Toți ne echipăm! Dar și vânt foarte puternic. Așa facem atât de fiecare dată. În schimb, Ionuț este doar ochi și urechi. Mami, cum a fost Ionuț în prima zi lui de grădiniță? Tati cu 10 activități într-o secundă. Și-a arătat noua haină, încălțăminte. S-a salutat cu toți și a plecat în fotoliul lui preferat. Vedem când îl luăm, cum va fi de impresionat. Tati, nici nu a observat că are o nouă educatoare. Îți imaginezi? Dar eu știu că la doamna Ioana ținea foarte mult. Pe această cale îi dorim naștere ușoară și un concediu frumos. Tati, privește cu ce viteză zboară norii. Norii zboară de parcă sunt avioane. Cu ce viteză? Mihaela strânge decorațiunile? Da? Nu? Nu-i place să fie filmată. Astă seară iarăși am avut febră, dar trece. Ce, tate, nici porțile nu se deschid de la vântul ăsta puternic. Nu știu din care parte bate acest vânt, dar e foarte puternic. Probabil că e de la munte, da? Da, băieții ăștia câtă mâncare nu le-ai da, oricând și oricât mănâncă. Mami, mi-e foame și mie. Salut! Salut! Cum la școală? Bine. Foarte bine. Tati, dimineața am făcut un sondaj pe Instagram și am întrebat copiii la ce oră ajung la școală. Și ghici ce rezultate avem. Cu siguranță nimeni nu ajunge mai târziu de ora 8. Ia să vedem. Hai să-ți spun. La ora 7.30 ajung 34% din cei pe care i-am întrebat. La 7.45, 31%. La 7.30 abia ne pornim la școală. La 8, 28%. Cam ne încadrăm pe aici noi. Și noi. Și la 8.30, 7%. 8.30? Da! 8.30! Mami, tati, poate încep copii, lecțiile 8.30? Da. Sunt copii care încep lecțiile la 8.30. Iar acum să vă întrebăm pe voi, la ce oră începeți lecțiile? Iată, eu când eram mic, începeam lecțiile la ora 12.30. Eram în schimbul 2. De ce așa vânt puternic? Prietenii noștri din Republica Moldova au adus un pește pe care nu găsește în România. Este un pește deosebit. Așa ceva nu ați văzut. Nu se mănâncă nici prăjit, nici fiert, dar nici cold. Se mănâncă doar crud. Uite așa, e pește uscat. Și pregătit doar cu sare. Dacă începi să-l miroși, să-l privești mai mult timp, nu de-a avea poftă de mâncare,
Dar atunci când îl guști, îți dai seama că ai scăpat multe în viața ta. Miros specific de baltă, dar este foarte delicios. Tocmai de aceea și te va atrage pe viitor să mai încerci din cărniță de pește crud. Noi l-am congelat ca să păstrăm mai mult timp. Avem mai mult pești dintre ăștia și hai să testăm. Este incredibil! Gust de înăț. E foarte gustos. Gustos? Încă vrei? Te-am prins! Dar tati zicea că tu faci temele pentru acasă. Eu mi le-am făcut la școală. A venit de la școală, mi-am făcut temele, iar acum vreau să citesc o carte în limba engleză, pentru că trebuie să fac un rezumat pentru ea. Mircea mi-a făcut un cappuccino, abia aștept să-l gust. Mi-a zis că este fără zahăr. Oare cum e? În dressing-ul lui Mircea și Matei am extins cubare pentru mirașe. Și aici și acolo. Dar spațiu pentru haine oricum este puțin. Și am zis, mai e nevoie de cel puțin un stender pentru haine. Adică un suport pentru mirașe. Hai, Mircea, să-l asamblăm. Tati, eu vreau să încerc cu Matei să asamblăm singuri. Băieții au crescut mari, deci și puterile voastre sunt la fel de mari. Să vedem ce iese. Acestea sunt instrucțiunile și hai să începem. Mircea, astea e pecele pentru început. Mulțumesc, dar și aceste piciorușe îmi trebuiesc. Vino, te ajut. Bine, atunci adă-mi cu un băț din acesta. Eu vreau le pun. Matei, adă-te rog frumos și acela al picioruș. Mulțumesc. Așa e, ce iau. Și cealaltă bară. Mulțumesc, Mati! Acum trebuie un băț mic și două capace. Cam așa s-a primit. Următorul pas, un băț becele. Eu zic că acest băț seamănă cu o halteră fără greutăți. Acum a ajuns timpul la... Dar băț. Cam așa arată. Iar acum eu nu știu unde să-l pun. Acolo merge, aia acolo e locul. Hai să vedem și să apreciem munca lui Matei, Ionuț și a lui Mircea. Ce discuție aici? Wow! Asta băieții au făcut! Da, băieții, mami! Și să vedem că este o bară care se extinde. Ia, privește aici. Uite cât. Mami! Și mai sus. Și în partea aceea la fel. Da, și mai sus, da. Să vedem, aici avem un perete la care nu știm bine dimensiunea. Să încerc. Cum? Atât de mult se extinde? Păi nu se încapă aici. O extindem cât trebuie și cât încape. Uite, să încercăm să o punem la peretele ăsta. Stai că aici am mai mult spațiu. Așa și... Și e cu mult mai mare decât cea precedentă. Sper să încapă mai multe haine aici, Mircea. Și aici poți să pui o mirașe. Dar eu știu ceva. Ce, Matei? Seamnă și vășoarele de Mihai Eminescu. Wow! Am auzit ceva de Mihai Eminescu? Dar cine oare mai știe această poezie frumoasă? Bravo, Matei! O cunoști? Spui. Seamnă și vășoarele pe la cuiva se ascunde, în rămânele se ascunde. Bravo, Matei! Meriți un mare like! Cam așa a ieșit! Iar mai sus s-a eliberat spațiu! Omerașele așteaptă! Acum vreau să fac masă și mi-a venit o idee! Vreau să fac o surpriză pentru tati și pentru mami, dar și pentru ceilalți! Sper să le placă! Voi folosi un kiwi? L-am tăiat! Acolo Mircea și Matei sunt ocupați, iar tati și mami lucrează! La început, le voi zice că aceasta este o surpriză. Mărul tăiat. După ce îl voi mânca, le voi arăta brăduțul. Oare mi-a reușit bine? Dacă da, scrieți în comentarii și lăsați-mi un like. Acum să caut ceva pe post de stea.
tati, surpriză! Wow, măr floricică! Da? O floare, măr! Îți place? Da! O așteptăm și pe mami! Măr, floare, vreau și eu! Ce ai acolo, tati? Ei nu știu. Tati, alege una! Frigărui! Da! Wow! De când vreau frigărui? Doar că nu miroase! Afum! Sunt făcute la grătar! Am înțeles! Un grătar imaginar! Mami? Să guși și tu din grătarul imaginar? O bombă de vitamine! Mulțumim! Un ac de frigărui plin cu vitamine! Matei, ia și tu una! După ce strânge masa, avem ultima surpriză! Încă una? Da, doar că este ultima! E ziua surprizelor! Da? A venit și eu la ultima surpriză! Toți așezați-vă pe această canapea! Ok! Și ce ne așteaptă? Închideți ochii și deschideți gura, da? Haideți toți! Hai, mami! Așa și Mircea! Tati, nu te strâmba! Eu aduc surpriza! Nu vă uitați! Încă nu! Tati, închide ochii! Da, am închis! Mie nu miroase! Miroase a surpriză, mami! Și? Încă nu! Și gata! Wow! Este, mami, ultima împodobire de anul acesta a unui brad! Cea mai frumoasă! Decorațiune de brad! Doar că deja nu mai rămâne nimic din el! Ce frumos! Veteala! Luminițele! Și cremul! Stai să știu eu cine repede o să-l despodobească! Mă duc să-i chem! Mihaela și Ionuț! Ionuț așteaptă! Este al tău! Ce-i acolo? Kiwi! Acolo este portocala, fine! Hai, mănâncă! Cele Moș Crăciun! Ducem copiii la grădiniță! Iar cu toate avem activități foarte interesante astăzi, toată ziua! Da, mami, dar să vedem dacă ne reușește! Dar tot depinde dacă vom găsi ceea ce dorim noi! Hai, tati! Ce, tati, vrei să mănânci ardei, iute? Dimineața e nevoie să... pui la nivelul ceva. Ce-i aici, ce-i aici? Ulala, ce sandwich mare! Poftă bună! Mami, mulțumesc! Am scăpat azi zăbicul dejun acasă și am zis să-l mâncăm la magazin. Hai că am găsit câte ceva! Vrea să zic că decorăm casa cu pui? Mai avem nevoie de ferestrău, de pile și un dispozitiv pentru a tăia sub unghi. Așa ceva. Dar sunt încă foarte multe. Domnule, vă rog o consultație. Mami, toți când vin la Dedeman și sunt îmbrăcat în albastru sau în portocaliu, mă încurcă cu acasă de aici. Deci, ne-am găsit de lucru, nu? Ei, când te consultai puțin la construcții, vai de capul tuturor. O plasă plină cu bunătăți. Dar nu-s gustoșenii. Da. Adică, nu. Plouă, mami. Nu s-a oprit nimic. Iată că a venit și grindina, din păcate. Tati, chiar în toiu iernii. Uite, mami, că zboară umbrelele. Așa vânt. Tati, mai coborâm din mașină. Sau așteptăm să se... Oh, uite cum plouă. Dacă ar fi fost Vasilis Andrei pe timpurile noastre, pastelul iarna ar fi sunat cam așa. Ar fi început cam așa. Ziua plouă, noaptea plouă, dimineața plouă iarăși, cu o apă tulburie, se îmbracă mândra țară. La noi a fost o furtună foarte, foarte mare. Noi credeam din mașină că ei doar ploaie, vedeam că este vânt, dar nu știam ce s-a întâmplat acasă. A dărâmat foarte multe obiecte, a rupt gard, a rupt căsuța lui Ice, dărâmat căsuța copiilor de la terenul de joacă. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în piscină. Muriștile sunt la fel date jos, și una și cealaltă.
Piscina este plină de tui. Apa este plină cu plângulițe de tui. În decurs de un an nu strânge atâta gunoi din curte cât s-a adunat în timp de câteva minute. Ieri a fost măturată. Hai să ieși aici afară, pentru că tot gardul ei a zburat de aici. Am pus și pietre ca să mențină gardul de protecție. A rupt și plasă. A drămat căsuța ei. Doar și suportul este îndoiat și rupt, cu tot cu acoperiș. Nice. Tati, trebuie să căutăm alt căsuță pentru azi. Dar și mai grav, ce s-a întâmplat la teren de joacă? Măcar bine cu copiii nu au văzut. Căsuța pentru păsări căzută. Nu știu dacă s-o mai lăsăm în picioare. Cred că o ducem la adăpost. Leagănul Mihaelei sărut. Jucării împrăștiate prin toată curtea. Toate sunt împrăștiate. Probabil că mă veți întreba unde e căsuța, căci era locul ei aici. A zburat și ea. Este acolo. Bine că n-a zburat peste gard. Cine știe ce daune mai făceam. Tati, încercăm să o punem la loc? Nu-i mai faci nimic, fan. A zburat și capacul de la nisipieră. Nisipiera a plesnit. Și e plină cu apă. Chiar. Hai, mami, să încercăm să o punem la loc. Dacă mai ține. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Dacă ați pățit și în localitatea voastră la fel, vă rog să ne scrieți în comentarii ce pagube au fost. Și aici suntem foarte la dos. Casa înaltă, casa și gardul vecinului, gard cu plastic. Aici este plastic și la balustradă. Nu ar fi trebuit să fie chestia asta. Îmi imaginez ce furtună a fost totuși. De aceea și am decis să punem mașina de această dată mai departe de pericole, mai la mijlocul curții.